Soluția corectă în această situație în care avem un guvern care dorește să miște lucrurile, opțiune confirmată de români la alegerile din anul trecut, și românii doresc să se miște lucrurile. Pe de cealaltă parte, avem un PSD care încă este foarte prezent în Parlament. Întoarcerea la electorat este soluția corectă, este soluția care satisface nevoia de democrație în România. Mai simplu spus, întoarcerea la electorat înseamnă alegeri anticipate. Următorul pas foarte concret este desemnarea din partea mea unei persoane însărcinată cu formarea unui nou guvern. Îl desemnez pe domnul Ludovic Orban să formeze un nou guvern și să se prezinte în Parlament. Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, vă mulțumesc că ne urmăriți, o zi cu totul ieșită din comun, să spun așa, nu că nu s-ar fi întâmplat lucrul ăsta în România. Avem un premier demis în persoana lui Ludovic Orban după moțiunea de cenzură și avem un premier desemnat în persoana aceluiași Ludovic Orban. Astăzi președintele Iohannis a intrat în jocul politic, a desemnat un nou premier. Cei de la PSD și Pro-România continuă cu propunerea lor în persoana domnului Pricopie. O să vedem ce se întâmplă. Suntem la începutul jocului politic, care cel mai probabil va dura câteva luni, 2-3 luni, până la anticipate, dacă vor fi. Dacă nu, această criză politică poate intra într-un scenariu pe care nimeni nu-l anticipează. O să vedem în ce măsură cei de la PSD se vor ține tare pe poziții pentru a bloca investirea și votul pentru un nou cabinet, al doilea cabinet, al treilea cabinet, ce se va întâmpla cu acest guvern interimar, dacă vor putea guverna până la toamnă sau dacă vom avea totuși anticipate, în contextul în care PSD-iștii au cam obținut ceea ce își doreau, adică votul într-un singur tur. Discutăm, facem analiza politică a zilei. În a doua parte a emisiunii o avem invitată pe doamna judecător Dana Gârbovan. Vom discuta și despre justiție, pentru că justiția este în acest moment o temă de dezbatere pusă la index de politicieni, dar foarte, foarte sensibilă, să spun așa, această temă. Greva din justiție este aproape să se termine. Cei care aveți procese și aveți litigii știți că judecătorii și cei din procuratură sunt foarte nemulțumiți după ce guvernul a tăiat pensiile speciale. Teoretic le-a tăiat, practic o să vedem ce se întâmplă. În această seară în dezbatere sunt doamna Gabriela Zoană, reprezentant PSD. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Domnul Virgil Guran, vicepreședinte PNL. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Nicușor Dan, deputat independent și candidat la Primăria Capitalei. Bună seara, mulțumesc pentru prezență, susținut de USR București sau de USR. Până în acest moment, poate de mai mulți la un moment dat. Sebastian Bodu, bună seara, mulțumesc pentru prezență, domnule avocat. Haideți să vedem declarațiile premierului interimar, premierului propus Ludovic Orban, ale președintelui PSD. Intrăm în dezbatere, aștept comentariile dumneavoastră, în ce măsură această criză se va încheia și cum se va încheia. Va câștiga PSD, va câștiga președintele Iohannis, când vom ajunge să votăm? Pentru că până la urmă politicienii trebuie să înțeleagă, le place, nu le place, vom ajunge tot la votul oamenilor, tot la votul nostru pentru a clarifica și a limpezi această criză politică. Am prezentat președintelui decizia conducerii Partidului Național Liberal de a susține întrunirea condițiilor constituționale pentru declanșarea alegerilor anticipate. Noi, Partidul Social Democrat, ne-am făcut datoria de a apăra democrația, astfel încât legile electorale să nu fie modificate cu atât de puțin timp până la desfășurarea lor. Acum am avut de a face cu o modificare la alegerile locale. Cu alte cuvinte, trecând moțiunea, alegerile locale vor fi pentru primari dintr-un singur tur.
Da, am revenit. Interesante imagini, Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, alături de Titus Corlățean, președintele în exercițiu al Senatului. PSD controlează cele două camere din Parlament și are și majoritate în Parlament, după cum am văzut ieri doamna Gabriela Zoană. Ce faceți, doamna Zoană? Intrați în logica de anticipate sau blocați cât puteți aceste proceduri în Parlament? Domnule Mănăstire, pentru noi este foarte clar. Acest guvern, Orban, a primit 240 de voturi la investire. La demiterea lui au fost 261 de voturi, adică 21 de parlamentari care au votat inițiate facturile care au fost plătite. Poveștile acestea pe care cei de la PNL le spun, și anume că au plătit datorii, sunt realmente povești. Noi, Partidul Social Democrat, când am fost la guvernare, am plătit datoriile după Ciolo și după Boc. Și am avut dovezi în acest sens. Până acum, domnul Câțu nu ne-a spus decât povești. N-a venit niciodată cu un document oficial care să ne arate nouă. Doamna Zoană, intrați în anticipate sau vreți să guvernați? Că sunt două variante. Aveți, într-adevăr, o majoritate. Noi nu putem. Vă asumați nu... guvernarea? Aveți să guvernați România? Cu siguranță ne asumăm guvernarea. Noi nu putem să nu sancționăm aceste derapaje economico-sociale. Noi nu putem să nu sancționăm aceste demersuri ale PNL-ului împotriva populației, pentru că vorbeam de împrumuturi, dar putem să mergem să vorbim de sănătate, ce au făcut alarteri cu cele 25 de ordonanțe de guvern hoții le-au dat toate noaptea ca hoții. Spuneți-mi, 25 de ordonanțe. Păi, bineînțeles, dacă vreți să vorbim despre sănătate, vorbim. Ați privat, nici dumneavoastră nu le-ați văzut, pentru că tocmai despre asta vorbim. Dacă nu le-ați văzut, de unde știți? Transparență guvernamentală. Am văzut declarațiile cu toți în zona publică ale ministrului sănătății, care fuge de presă, ca și doamna Violeta Alexandru, care fuge de presă. Preocuparea dumnei, cât timp a fost ministru muncii, a fost să dea afară o biată liftieră, o doamnă care era femeie singură, mama a doi copii, pe care, pentru că nu cunoaște legea, doamne, nici măcar nu putea să o dea afară. Nici măcar nu putea să o dea afară. A unui copil. Nu era angajata ministrului. Nu inventați, doamne, liftiere copii. Are un copil și este pe picioarele lui, că nu mai stă cu mama. Este foarte adevărat, dar doamna ministru vrea să o dea afară. Aceasta era menirea ministrului muncii. Haideți să nu inventăm copii. Păstrăm totuși de unde sunt, pentru că inventarul dumneavoastră, scuzați-mă, n-am mai putut să mă abțin, ați prezentat un inventar de parcă în ultimii ani de zile a guvernat un alt partid decât PSD-ul. Deci dacă dumneavoastră ne prezentați drept model de guvernare, guvernarea Dăncilă, înseamnă că trăim pe altă lume. Stați o secundă. Deci, păi nu. Guvernarea Dăncilă a prăbușit România. A fost pe creștere economică. PNL-ul a adus dezastru România. Despre... PNL-ul a îngropat România în ultimele trei luni. Câte resurse a adus de la Uniunea Europeană guvernul PSD? Câți kilometri de autostradă a construit guvernul PSD? Câte spitale regionale a construit guvernul PSD? Deci, toate investițiile. Stați o secundă, nu duceți lucrurile în ridicol, pentru că suntem... Funie în casa spânzuratului că nicio... PNL-ul a fost la guvernare și a tăiat banii din investiții. S-a instalat guvernul acum câteva săptămâni. Eu cred că totuși doamna a văzut statisticile de la PSD, când a spus pe dobânzi peste 4%, că sunt chiar 5% la PSD. Să știți că la noi au scăzut pe la 3% și scad în continuare. Investițiile. Nu s-a tăiat nicio investiție. Vin niște minciuni de alea cu prima casă. Nu e adevărat, merg înainte. Din contră, am ajuns să plătim PNDL-ul până la sfârșitul anului, ceea ce nu s-a întâmplat de când e PSD-ul la conducere. Am scăzut prețul la carburanți. Bine, cu sprijinul partenerilor noștri care au votat. Da? Și vreau să specific ceva. Tot se vehiculează că a picat guvernul Orban, că s-au adunat. Nu, domnilor, hai să vă spun un lucru. A picat ideea de alegeri în două tururi. Asta a fost miza. A doua zi a și anunțat Kelemen Hunor că nu mai au treabă cu PSD-ul, dar nu le-a convenit și am înțeles, asta este, nu-și doresc ei ca partid.
Așa că dacă tot vorbim că am dat jos pentru ce contraperformanță în 3 luni, cred că 261 de parlamentari v-au trimis acasă. Am făcut în 3 luni mai mult decât ați făcut dumneavoastră în 7. Da, v-ați împrumutat în 3 luni mai mult decât ne-am împrumutat noi în ani de zile. Nu e adevărat, nu e adevărat. Uitați-vă puțin că sunt scadențe, asta e o dată. S-a și îndatorat un pic România, că a trebuit să vă spun ceva, cine să pricepe un pic la... Să vă plătiți clientela de partid. Nu, că sunt lucrările dumneavoastră. Deci dacă a fost clientelă de partid cumva, s-au plătit lucrările făcute până în luna decembrie. Dacă într-adevăr există clientelă de partid, e clientela dumneavoastră care încasa banii. Dumneavoastră v-ați împrumutat pentru clientela de partid PNL? Să rambursăm TVA-ul. Ne-am împrumutat să plătim concediile medicale, ne-am împrumutat să plătim PNDL-ul până în decembrie, da? Deci am făcut multe lucruri miliarde, de genul ăsta. Atâtea miliarde, domnule. Nu, o parte dintre miliarde, domnule, tocmai de asta. Eu vorbesc din cifre foarte clare, da? Ei, într-adevăr, o parte din împrumut s-a luat și pentru a plăti datorii scadente, adică credite scadente, pe care a făcut și Teodorovici înainte și toată lumea a făcut acest lucru. Cert este că am echilibrat cât de cât bugetul. Nu pot să-l echilibrez în 3 luni. Numai un om care habar n-are ce înseamnă un buget național, o economie națională, vine și să spună că în 3 luni pot să dărâm o economie națională solidă sau să dărâm. Unul care se pricepe poate să spună. Domnul Mănăstire, situația este mult mai Am ascultat cu atenție reprezentanții PNL și PSD, cam așa va arăta campania ce va veni. Pe de altă parte, românii se întreabă ce se întâmplă cu țara, presupun că e o întrebare. Aici este problema. Ați spus că nu vreți anticipate dumneavoastră de la PMP. Aici cum deblocăm problema. Situația? Dacă da, nu pentru vor fi că am anticipate. Avut anul 2019, un an sacrificat, un an cu două rânduri de alegeri, în care nu s-au făcut proiecte nici pe infrastructură mare, nici pe construcție de spitale. N-a făcut PSD-ul? Ceea ce 2019, nu s-a întâmplat absolut nimic. Și noi ne uităm cu maximă preocupare către o temă care se numește alegeri locale, alegeri generale. Dacă sacrificăm și 2020, practic România își va reveni cu foarte mari dificultăți după acești doi ani înghețați. Păi atunci, să limpezim situația, mergem la popor, cât mai repede, să mergem la popor, să voteze oamenii. Să avem o imagine clară în Parlament, avem un guvern legitim. PMP nu se teme de alegeri anticipate. Noi am trecut prin două rânduri de alegeri anul trecut, avem 550.000 de români care au spus da, opțiunea PMP o susținem, deci nu avem nicio emoție. Problema noastră, dacă nu există un consens și o ținem într-un scandal continuu și în 2020... Consens cu cine? Cu domnii de la PSD? Cu reprezentanții PSD? Un consens politic foarte clar. Mergem pe anticipate, mergem toți. Dacă vor exista aceste tergiversări și se va ține un guvern artificial în viață doar să gestioneze treburile publice. Să fie sac de box. Cam asta este ideea PSD-ului. Va fi o tragedie nu pentru PNL, pentru România. Și pe noi acest lucru ne preocupă. Și o spunem cu maximă responsabilitate. Dacă nu avem un calendar foarte precis, ce doar încercări, practic ne paște un an de criză. Domnule Nicușor, Dan. Bun. Acum discutăm despre alegerile locale. O întrebare. Se mai poate ce face ceva cu votul în două tururi? O mică paranteză, de câte ori v-am avut invitat, ați spus aproape tranșant și în aceeași sentiment cu mine că nu vom avea vot în două tururi și vedem lucrul ăsta. Până la urmă, acolo am ajuns, acolo s-a ajuns așa. Mai există vreo șansă pentru votul în două tururi, pentru a ajunge la o situație normală? Teoretic există, practic nu există nicio șansă pentru vot în două tururi. Pentru că acum am avut acest partid pe România Jurului Ponta, care inițial susținea și acum când a fost să confirme acest vot pentru două tururi s-a sucit și a votat împotrivă. Deci, există două variante. Există ordonanța de urgență a Guvernului, care are două riscuri.
care să dea pe care ordonanță? Guvernul nu mai poate da ordonanțe. Gata, este căzut. Între, se regăsește între cele 25 din care 19 n-au aviz. Nu, nu s-a dat o ordonanță de urgență. Nu s-a dat, doamnă. A fost introdusă condiția. Vă rog, nu mai faceți fake news. Nu a fost ordonanță pe două tururi. Le-ați văzut, domnule Mănăstire, că nu. Acest guvern de nici nu poate să dea ordonanță de urgență. Pentru că nu respectați legea. Guvernul de nici nu poate să dea ordonanță de urgență. Dar un guvern... Păi trebuie să apară imediat, domnule. În ipoteza în care un guvern va fi votat de Parlament ca să nu declanșeze alegeri anticipate, teoretic poate să dea ordonanță de urgență. Ordonanța de urgență are două posibilități de a fi atacată. Una printr-un artificiu la Curtea Constituțională cu șanse mari de a trece. Și a doua, avocatul poporului, da? Și a doua poate să fie dezbătută în procedură de urgență de Parlament. Camera decizională este Camera Deputaților și prin această alianță PSD-UDMR pro-România, care are majoritate certă în Camera Deputaților, o să fie... Bun, cei care au înclinat balanța au fost cei de la pro-România. Pro-România, prin vocea lui Victor Ponta, a spus, cum a spus și noastră, că vor alege în două tururi, că nu este democratic să fie într-un tur. De ce s-au schimbat oamenii ăștia? Că pare un vot împotriva propriilor interese. Pro-România este un partid mic... Era interesat să fie vot în două tururi. Pot să speculez doar că e un prim pas pe o reapropiere de PSD, dar nu am mai mult. Faceți o alianță electorală cu Ponta? Este posibil, la locale? Este posibil seara, să mergem spre o alianță, pentru că vorbim de stânga românească și este normal ca în orice tip de democrație normală să avem stânga unită și dreapta pe de altă parte. Domnule Bodu, rezistă România, pentru că mi-au spus... Nu, România mă interesează. România, chiar nu mă interesează ce se întâmplă cu pro-România. Mă interesează, și ea nu o spun așa în mod ipocrit cum o folosesc politicienii. Cât criza se va prăbăgi, cu atât efectele economice vor fi mai dure. Asta mă interesează. Ce pățim? Aceste efecte se suprapun peste efectele mondiale. Că coronavirusul din China a închis o grămadă de facilități de producție în China, care la rândul lor au dus la închiderea de facilități de producție în Coreea de Sud, în Europa, cine știe pe unde. Dacă chestia asta mai durează mult, o să vedem că se resimt la nivel de economie peste tot. Bursă pe bursă, pe curs de schimb și... Deci nu e un moment deloc bun pentru o criză constituțională. Păi și atunci de ce a fost declanșată? Nu mă întrebați, pe de ce să nu vă întreb? Dați-vă cu părerea, facem o discuție, o speculație. Motive politice, evident. Pentru toată lumea știe că avem o situație complicată financiară, resursele statului sunt limitate. Să ajungă la putere sau să câștige mai multă putere, să-și mărească ponderea în Parlament și atunci pentru asta uzitează la toate mijloacele pe care Constituția îi le permite. Și acum Constituția permite. În ce măsură e oportun, cred că va da răspuns. Pe de altă parte, nici nu putem sta cu țara în care guvernul este într-o parte, Parlamentul are altă majoritate, fiecare cu interese lui în stânga, în dreapta. Nici nu, da, nu poate funcționa o țară așa. Că, vedeți că suntem la 3 luni după prima învestire sau învestirea inițială a guvernului Orban și nu știm dacă acest guvern are sau nu are o majoritate. Deci a avut o majoritate, a pierdut-o. Nu mai are. Nu mai are, da. Îi spune bună seara, domnule Traian Băsescu, europarlamentar, președinte de onoare al PMP. Bună seara, domnule președinte. Bună seara, bine v-am regăsit. Bine v-am regăsit. V-ați exprimat destul de virulent în luările de poziție de ieri și alaltă ieri cu privire la această criză politică și a spus, parafrazez, că nu era momentul și nici timpul și nici contextul pentru a declanșa până la urmă anticipatele și pentru a intra în această criză. Pe de altă parte, suntem în această criză. Și mențin punctul de vedere, domnul Mănăstire. De la bun început am spus că este o eroare care o să ne coste destul de scump. În primul rând, Constituția noastră nu e făcută să favorizeze instabilitatea politică. Este o Constituție care dă stabilitate Parlamentului în raport cu președintele. Ăsta e adevăr. Ori faptul că ne trezim să forțăm un proces de intrare în alegeri anticipate nu face decât să ne pună într-o situație foarte rea, într-un moment neprielnic. Vă dau doar un exemplu. În momentul de față, la Bruxelles, marile subiecte sunt Green Deal-ul,
acest program de asanare a noxelor din Europa și 5G-ul. Oricât ar avea miniștri cunoștințe, când sunt interimant, nu prea ia lumea în seamă la Bruxelles și se construiește bugetul în care intră și aceste două programe pentru perioada 2021-2027. Este un handicap pe care l-avem. Nu mai vorbim de faptul că în momentul de față noi suntem într-o situație de un penibil incredibil. Deci am avut un partid majoritar, PSD-ul, care văd că și-a redobândit majoritatea, care și-a dat jos două guverne. Acum vine partidul cel mai mare din opoziție, având și el în program să-și dea jos două guverne. Dumnezeu, țara arată groaznic. Mai punem și faptul că în momentul de față avem un sistem de justiție într-o grevă nedeclarată, mai avem și un parlament instabil datorită mișcărilor lui Ponta și ale UDMR-ului în interiorul parlamentului. Avem trei puteri care niciuna nu-i pe picioarele ei. Țara arată rău. Bun, ce e de făcut mai departe? Președintele Iohannis a cerut practic astăzi să ne întoarcem la popor. Și dumneavoastră la momentele politice respective, în trecut, când erați președinte, ați invocat. Adică, până la urmă, doar oamenii pot tranșa gâlceava asta politică. Nu, domnul Mănăstire, eu nu n-am cerut guvernelor să abandoneze guvernarea. N-am pus majoritățile parlamentare atâta timp cât am avut majoritate în timpul guvernului Boc, 3 ani și jumătate, n-am cerut niciodată majorității să meargă în Parlament să voteze căderea guvernului. Așa ceva n-am făcut. Am crezut în obligația mea de a mă bate ca tot timpul țara să aibă guvern în funcțiune. Bun. Cum vedeți că se va încheia criza? Pentru că cei de la PSD insistă că nu vor anticipate. Liberalii și președintele Iohannis merg pe scenariul ăsta, dar în mod realist toată lumea știe că fără ca PSD să vrea și să deblocheze procedurile în Parlament, nu vom ajunge la anticipate. O să-l convingă cineva pe Ciolacu? Dacă aș fi în locul PSD-ului, chiar dacă liberalii nu-și votează propriul guvern, aș vota guvernul Orban și l-aș pune pe picioare și aș spune, nene, ia și guvernează până la alegeri. Am fi de râsul Europei, nu s-a mai întâmplat niciodată. Nu, dar și așa suntem. Deci gândiți-vă că PSD-ul și-a dat de două ori jos propriul guvern, iar acum PNL-ul vine și vrea și el să dea de două ori jos propriul guvern. Și e de râsul lumii. Și PSD-știi o să-i forțeze să rămână la guvernare. În locul PSD-știilor, eu le-aș spune, băi, și acum guvernați. Și da. Dacă tot spuneți că dați pensiile de la 1 septembrie, dați-le. Și dacă tot spuneți că dublați și alocația pentru copii, dublați-o. Faceți toate exercițiile astea. Și din războiul ăsta de imagine cine va avea de câștigat? Că PSD-știi spun așa, liberali, ați vrut să guvernați. Guvernați! Nu știu cine va avea de câștigat, dar știu că țara va ieși destul de zdrențuită. Țara va trebui să meargă la împrumuturi externe, va trebui să meargă să susțină proiectele României pentru exercițiul bugetar următor 2021-2027 la Bruxelles și obiectivul nostru major va fi să ne hărțuim în țară. Aici, păcătoase de voturi. Aici cu împrumuturile stăm bine, domnul Câțu se mișcă bine, are mână bună la împrumuturi, intră miliardele, ca să spun așa. Adică nu are o problemă, domnul Câțu. Nu, intră miliardele. Se vede că a fost bancher. Dar vedea costurile pe perioada crizei. Da.
Ce criză, domnul Băsescu? Când? Cum? Crize politice. Dacă nu avem o criză politică, atunci spuneți-mi că nu mă pricep deloc la politică și m-am liniștit. Da. Bun, asta ar fi ultima întrebare. În ce măsură România poate rezista aceste crize politice și nu va fi afectată din punct de vedere economic și financiar? Domnul adică, Mărăstire, țara va rezista. Asta este vestea. Țara va rezista, da. Nu e în regulă. Va rezista cu costuri, atenție, deci cu costuri suplimentare, dar va rezista. Pentru că, stați puțin, suntem în primele zile ale guvernului căzut. Vreau să vedeți cum vor reacționa băncile când vor vedea că va cădea și al doilea guvern, când vor vedea că nu se găsește o soluție politică. Deci nu este de joacă cu costurile unor astfel de exerciții gratuite. Sigur, am văzut că s-a luat în brațe ideea că trebuie să facem alegeri anticipate, iar cei care o iau trebuie să știe următorul lucru. Și Constituția României și toate celelalte constituții care dau prioritate stabilității guvernamentale au în vedere faptul că poți să câștigi alegerile cu 46% și poți să ajungi la sfârșitul mandatului cu 15%. Dar asta nu justifică alegerile anticipate, pentru că orice guvernare erodează. Ai mandat de la popor pentru 4 ani. După 4 ani, poporul te dă afară. Ori ăsta e spiritul Constituției noastre, care nu stimulează deloc instabilitatea parlamentară. Deci atunci, pe logica asta, de ce credeți că liberalii și președintele Iohannis nu i-au lăsat pe PSD să guverneze până la termen, să-și deconteze guvernarea asta minus plus și până la urmă lucrurile să fie într-o normalitate, datorită, așa cum au fost până acum? Datorită Constituției noastre se pot face și schimbări de gardă în timpul unui mandat datorită migrației, care nu este interzisă de Constituție. Migrație este un element care generează schimbări de majorități. Ori în situația în care majoritățile se schimbă în Parlament, care trebuie să rămână stabil, ăsta e spiritul Constituției, se pot instala alte guverne cu altă structură politică, dar în interiorul unui parlament care pe fond este stabil. Am înțeles. Acum, revenind la situația de astăzi, s-a făcut o paralelă în media de la București, dacă ați văzut-o. În 2009, domnul Iohannis a venit în fața dumneavoastră, susținut de o majoritate PSD-PNL, să fie investit premier. Și l-ați refuzat. Acum, domnul Picopi... N-a ajuns niciodată Iohannis în fața mea. Pe a ajuns bun, în sensul că l-a propus majoritatea de atunci, avea voturile necesare. N-a ajuns fizic, dar a fost propunerea de prim-ministru, așa cum este acum domnul Picopie, care are și el 260 de voturi. Mănăstire, marea deosebire este că eu am făcut ce a făcut Iohannis, am desemnat un nou premier, dar cu instrucțiuni pentru cei care susțineau guvernul PDL la acea vreme să voteze pentru nominalizare. Deci eu am vrut să instalez guvern. Că n-am vrut pe domnul Iohannis, asta e cu totul altceva. Păi, dar de ce nu l-ați vrut? Că avea majoritate. Cifrele erau cu domnul Iohannis, așa cum acum sunt cu domnul Picopie. Majoritățile în Parlament devin variabile de multe ori. Însă este total opus ce am vrut eu în 2009. Eu am vrut să instalez guverne, nu să cadă guverne. Pentru anticipate. Bun, acum vă întreb o altă chestie tehnică. Domnul Ciolacu se lăuda ieri, nu știu dacă a făcut-o astăzi fizic, că va duce o listă cu semnături din partea Pro-România, PSD și UDMR pentru susținerea domnului Picopie. Adică... O prostie, n-are nicio valoare.
Bun, mulțumesc pentru intervenție, domnule președinte. Vedem ce se va întâmpla. Deci avem așadar mai mulți premieri. Avem premier demis, premier propus, avem l-ați propus USR-ul, colegii noastre l-au propus pe Dacian Cioloș, l-avem pe Remus Pricopie din partea Pro-România PSD și UDMR, cred, dacă este și UDMR. Ce se întâmplă? Din punct de vedere practic, situația este foarte clară. PNL-ul și președintele Iohannis și-au arătat calea viitoare, adică Ludovic Orban va fi și al doilea și al treilea premier propus. Nu încalcă Constituția. PSD-știi spun că o să facă contestație la CCR, că nu se poate. Da. Toată întrebarea este cum o să facă, ce o să facă PSD-ul în situația asta. Da? Vor tergiversa în Parlament votul pentru investirea celui de-al doilea și celui de-al pot treilea? Pot tergiversa, pot bloca România, PSD-știi, fără să se supună la vot guvernul Orban 2? Teoretic pot, să vedem care vor fi costurile de imagine ale acestei mișcări. Imagine? Posibile. Credeți că îi mai interesează cei de la PSD de imagine sau... Păi, pentru un partid care s-a dus de la 45% la 20%, eu cred că contează. Deci dacă o țin așa până în decembrie, doamna Zoană, ce pierdeți? Domnule Mănăstire, domnule Nicușor Dan, vedeți cum da, voastră... pare că sunteți destul de relaxați din punctul ăsta de vedere noastră la PSD. Că PSD blochează România. Domnule, uitați-vă la realitate. Eu înțeleg că dumneavoastră sunteți susținut de USR și bineînțeles că nu o să luați în brațe acum PSD-ul, dar realitatea este că PNL blochează România, pentru că este responsabilitatea PNL-ului și respectiv a domnului președinte Iohannis. Este răspunderea exclusivă a dumnealui să intrăm în normalitate cu o guvernare corectă potrivit majorității parlamentare sau să ducă țara în criză. Este alegerea domnului președinte Iohannis dacă bagă țara în criză, într-o criză politică cu repercusiuni, bineînțeles, la o criză economică care nu va întârzia să apară cu siguranță, și mai ales după aceste împrumuturi fabuloase. Este exclusiv a domnului președinte Iohannis. Bun. Pentru că dumnealui și PNL-ul trebuie să respecte majoritatea parlamentară. Majoritatea parlamentară l-a propus ca prim-ministru pe domnul rector Remus Pricopie. Care majoritate parlamentară? UDMR-ul a spus clar că nu vă mai susține. De unde mai aveți majoritate? Păi 261 de voturi am văzut clar la demitere. Și scădeți 30 de voturi ale UDMR-ului care a spus clar că nu mai merge cu dumneavoastră și aveți 231. Adică nu 231. Au mers cu PSD-știi la moțiune, nu se mai duc? Și noi am avut 261. Aveți pe maghiare alături, doamna Zoană. Avem 260 de voturi pentru susținerea domnului. Nu mai puțin. Președintele Iohannis a spus ce vrea domnia sa. Am înțeles, dar nu e după ce vrea domnia sa. Nu contează. Președintele Iohannis nu e Dumnezeu. Românii vor aprecia în funcție de asta. Întrebarea este procedural. Întrebarea este ce faceți dumneavoastră. Prelungiți răspunsul la această chestiune sau nu? Nicușor, toată lumea a votat pentru demiterea guvernului Orban. Este a votat împotrivă la două tururi. Este evident că dacă aceeași propunere cu Orban, că nu au votat pentru căderea guvernului. Okay. Explicați asta românilor, dar spuneți-ne dacă lungiți procedura asta 2-3-4 luni sau nu. Este exclusiv inclusiv răspunderea domnului președinte Iohannis dacă țara o lasă să funcționeze normal sau o să bage asta o întrebare. Să aprecieze românii, dar asta trebuie să spuneți ce faceți. Punctuală. Aseară eram într-o emisiune, mă ascultați doamna Putin. Aseară eram într-o emisiune și a ieșit domnul Ciolacu și a spus că astăzi merge cu 260 de semnături. Unde sunt? S-a dus la domnul președinte Iohannis cu 260 de semnături. Nu știu, ați fost dumneavoastră acolo? Da, știu sigur că nu s-a dus. Ați fost dumneavoastră de unde știți? Din povești? Nu, din povești. V-a spus o zână aseară la urechi? De unde? Nu din povești. Există o administrație prezidențială și nu a mers să prezinte semnăturile. Spuneți că aveți majoritate. Deci domnul Ciolacu spune aseară că merge cu semnături. Dacă n-a ieșit, UDMR-ul și a spus clar că nu merge cu domnule dumneavoastră, Bogdan, scădeți din stat 30. Am avut 261. E grea matematica pentru mine. Este grea pentru dumneavoastră. Opinia publică în eroare. Aia nu înțelegeți. Nu duceți opinia publică în eroare. El s-a dat un vot împotriva alegerii primarului în două tururi. Nu. UDMR, guvernului Orban și dezastrului pe care l-a făcut guvernul Orban. Domnul, v-am ascultat. Dar
Deci moțiunea a fost am dreptul clar, la o opinie. Deci moțiunea am dreptul. Nu. Moțiunea a fost depusă după ce guvernul Orban și-a asumat răspunderea. Ați doamnă, ascultat-o? Știți ce cuprinde moțiunea? Aveți un pic de răbdare? Păi și atunci cum aveți un pic. Deci niciun? Dacă mergeți pe demagogie, vă veți prăbuși și mai da, mult. Dar demagogia dumneavoastră, nu, pentru că moțiunea deci, de cenzură... Deci nu e bine așa, înseamnă că se merge în două tururi. Pe rând, domnilor, domnul Bram. Nu, da, se merge în două tururi, ne-am asumat asta. Ce care asta s-a votat? Oricine acum poate să-i îndrepte, nu e să cedească de cenzură. Politic, tocmai pentru că și-a asumat răspunderea pentru alegerea primarului în două tururi. Avea două opțiuni. Dă ordonanță de guvern pentru introducerea alegerii primarului în două tururi, care exista, într-adevăr, exista acest risc de a se contesta la Curtea Constituțională de către avocat, sau asumare. A mers pe asumare și a pus mandatul pe masă. Partidele care nu-și doresc două tururi, și aici este Iuda al politicii românești, Ponta, care a spus că dacă primește păi subvenție, că vrea două, dacă două primește tururi. Subvenție, va susține demersul pentru introducerea alegerii primarului în două tururi. Și a trădat, ca așa fac trădătorii în politică. Dacă și-a luat, și-a luat arginții, a plecat acasă, s-a lipit de PSD înapoi. Nu este o surpriză, dar e o realitate. El s-a dat un vot împotriva alegerii primarului în două tururi. S-a văzut că nu există o majoritate în prezent în Parlament pentru a reveni la alegerea primarului în două tururi. În rest, sunt speculații. Vom intra într-o criză, din păcate, politică, pentru că observăm că PSD-ul va trage de PNL. Ce finalitate? Nimeni nu poate răspunde la întrebarea asta. Cu costuri mari. Chiar și înainte de moțiune. Finalitatea de varianta va fi clară. Asta, nimeni nu răspunde sincer. Cu ce finalitate? Nu, vom avea anticipate. Nu avem un scenariu foarte limpede. Uitați, domnul Gural crede că o să fie deci anticipat. Cum PNL-ul își dorește anticipate. Dar știți ce am constatat? Acum nu vreau să jignesc PSD-ul neapărat. Dom'le, nici nu știu ce au votat. Deci ei nu știu că au votat pentru chestia cu două tururi sau nu. Că în concepția PSD-ului înseamnă că au votat altceva și noi trebuie să mergem în două tururi. Cu 21% în Parlament credeți că puteți forța anticipate? Sincer? Conform Constituției, în momentul de față, da, dar nu cu 21, clar. De cât aveți? Ci, nu cu 21. Împreună cu celelalte partide. Cine mai vrea anticipate? De dreapta. Cine mai vrea anticipate? Cine mai vrea anticipate? Păi o să vedeți că ar fi, nu știu, poate numai PSD-ul să vină să asculte cine de domnul mai vrea Băsescu anticipate din spectru politic? Cine mai vrea anticipate în afară de PNL? PMP nu vrea. PSD USR-ul Pro-România dorește, nu vrea. USR, da, deci 21 da, cu SOP, 29%. Pentru a nu fi anticipate, trebuie să se întâmple acea anomalie despre care spune domnul Băsescu, să vină PSD-ul să voteze un guvern, da? Pe ei și-au dat jos. Adică să se forțeze, să aducă. Și credeți că o să aibă vreo emoție sau ce? Păi, dar ei și-au dat prin moțiune de cenzură în guvern. Da, e unicat în cel puțin nu știu în Europa dacă s-a mai întâmplat. Ziceți, doamna Zoală, ați făcut toate contorsiunile politice posibile, o faceți și pe asta? Domnule Mănăstire, un lucru este foarte clar. Acum cea câteva mai, minute ați spus că da. Cea mai îngrozitoare și cea mai proastă variantă pentru România este un guvern interimar. Domnul președinte Băsescu a spus un lucru foarte corect și foarte adevărat. Am fost europarlamentar și dau 100% dreptate. Să știți că la Bruxelles, în perioada aceasta, se discută, se negociază, se votează cadrul financiar multianual pentru următoarea programare bugetară. Nu o să bage nimeni România în seamă cu un guvern interimar și cu miniștri. Doamna Zoană, v-am întrebat, deci votați un guvern liberal? Răspunderea președintelui Iohannis, un guvern dacă liberal aduce România cei de la cu PSD? Drum corect sau dacă bagă România în criză. Noi cu siguranță nu dorim să votăm guvernul Orban pentru că este absurd să votezi un atunci premier pe care tocmai l-ai dat jos. Dar eu sper că domnul președinte Iohannis și în ultimul ceas va pune ca prioritate interesul românilor și a României rămâne și vom avea anticipate. Nu votați și un guvern Orban sau un guvern liberal. Sper că va accepta în final propunerea cu de muzică premier a PSD-ului și anume domnul rector Remus Pricopil. Dar nu aveți majoritate. Va vota PSD-ul cu bilele la vedere. Și invers, PNL va vota împotriva propriului. Sebastian Bodu, vom ajunge la situația asta în care PSD-iștii vor alerga spre urna de vot să investească deci, în guvern liberal? Dacă președinte Iohannis va face ca o secundă nominalizare pe Ludovic Orban, eu cred
că PSD-ul și alții vor vota această a doua nominalizare pentru a nu se aduce la antipatie. Și uite așa, vor găsi un mesaj pe care îl transmită să spună că nu e vinală. Mesaje se găsesc important, da? Să te creadă. Dar și vom avea situația finală într-adevăr în care un guvern liberal este votat de PSD și nu de PNL. Și uite așa vom intra și în cartea recordurlor, cred că va fi ultima dată când un guvern al unei țări democratice, altfel și membru NATO și UE, va fi investit de opoziție, da? Prin fugă. Vom intra în Guinness Book, pauză comercială și revenim. Politică și toți ochii sunt spre Palatul Cotroceni. Astăzi premierul Orban a fost desemnat. Discutăm de un guvern Orban 2. Cel mai probabil vor fi aceiași miniștri, aceeași componență a guvernului și în 10 zile urmează, nu? Un vot în Parlament. Domnule Nicușor Dan, voturile cum o să fie? E clară strategia președintelui Iohannis și a PNL-ului, nu-și vor vota acest al doilea guvern, după cum nu-l vor vota nici pe al treilea. O să stea în bănci. Da. Cel mai probabil. Ce este de așteptat? PMP cum va vota? Sau nu va vota? Sau va vota în bănci? Domnul Mănăstre, am discutat astăzi cu domnul prim-ministru, urmează să am o întâlnire în zilele următoare. În funcție de strategia pe care o vor adopta, vom lua și noi o decizie. Avem duminică la 16 Consiliul Executiv Național. Dacă se va rămâne în această logică de a anunțată deja legată de anticipate, nu vom participa. N-am participat nici la moțiunea împotriva alegerii primarului în două tururi. Dar totuși ați spus că nu vă doriți anticipate. Am fost singurul partid care am stat în băncuțe și de asta sunt surprins că sunt atât de multe voturi, că UDMR cu Pro-România și cu PSD nu au 261 de voturi. E o surpriză pentru mine acest lucru, dar nu e meciul nostru, de asta nu ne băgăm în această criză care... Unde anticipate doriți sau nu? Nu ne temem de anticipate. Păi nu ați spus, deci, că nu doriți anticipate. Nu, inițial. Noi nu ne temem de anticipate sub nicio formă și sunt aproape convins că este imposibil să le organizez. Bun, deci USR cel mai probabil va sta în băncuțe, dumneavoastră la fel. Liberalii ce o să face? Stați în băncuțe pentru investirea al doilea guvern Orban? De principiu o să fim prezenți și nu votăm. PSD-ul ce va face? Ce va înțelege electoratul PNL când președintele Iohannis propune pe domnul Orban drept premier? PNL, și nu votează, nu-și votează propria propunere. Au anunțat adică, lucrul ăsta, este publică. Electoratul PNL, când președintele face o propunere, tot în persoana domnului Orban și nu-l votează. Nu, adică nici măcar pentru domnul președinte Iohannis, domnul Orban nu e suficient de bun. Participați la ședința de investire sau plecați din sală, nu asigurați vorumul? Încă nu știm, dar cu certitudine nu vom vota guvernul Orban. Nu-l vom vota pe domnul încă Orban. Nu știu ce au votat. Zic că n-au votat pentru dacă două ies sau PSD-iști și Pro-România, domnul Gura, nu știți ce aveți, vreți, dacă ies din sală, aveți vorum? Da, o să facem acest pentru lucru. Acea ședință. Domnul Mănăstire, o să vedeți că o să avem vorum, o să vedeți că o să avem anticipate și că punem România din nou pe o linie bună. Că asta e chestia. Dacă erau atât de buni cei de la PSD, nu picau, credeți-mă. Dar prin tot ce au făcut, s-au cerut afară, cum se spune la fotbal. Înțelegeți? Și acum vor vedea că lucrurile trebuie să meargă și fără PSD la guvernare și o să meargă bine lucrurile. Știm ce avem de făcut. Păi, cu toate că nu mai sunt la în tot felul teoretic de speculații. Știu. Dar ei încearcă, acum nu vedeți că vin să aducă, nu pe nu știu cine, nici n-am reținut cum îl cheamă pe domnul, așa, să aducă să facă din nou, să refacă guvernarea. Domnul pe care l-a decorat chiar domnul Iohannis așa, acum o lună. Nu știu cum îl cheamă, nu asta e importantă. Nu știți cum îl cheamă pe rectorul de la SNSP, pe fostul ministru. Așa. Nu știți cum îl cheamă. Ideea este următoarea. Toate aceste speculații că nu vor vota, că vor vota, o să vedeți că se vor așeza lucrurile și vrem să facem așa cum am început niște lucruri serioase, vrem să le continuăm. Iar oamenii vor înțelege acest lucru și ne vor sprijini. Și singura soluție este să avem anticipate, să limpezim acest lucru. PSD-ul și-a dat examenul, nu mai puteau să guverneze, nu sunt în stare să guverneze și și-au bătut joc de acea majoritate pe care realizată printr-un scor de 46%, nu mi-aduc aminte un partid
mai puțin alea de la început, așa să fie avut 46%. N-au știut să facă ce trebuie cu puterea pe care au avut-o. Domnul Năstire, noi nu ne pronunțăm, noi nu ne temem de anticipate, dar vă spun un lucru sigur, după aceste 3 luni dezastroase de guvernare PNL, dacă nu vă și mai ales după ce a îndatorat România, ministrul finanțelor, după declarațiile halucinante pe care le face, după incompetența crasă a ministrului PNL, vă asigur, domnule Mănăstire, că electoratul va susține Partidul Social Democrat în cazul alegerilor anticipate. Nu ne temem, suntem gata de alegeri și acum și la toamnă. E declanșat atunci, atunci dacă este domnul gata. Gural nu e nerăbdător să meargă la alegeri, adâmul, nu, dar să facem o dată treabă. Eu încă cred că președintele Iohannis va pune ca prioritate nu orgoliul personal și nu interesul politic, ci interesul cetățenilor. Și o să desemneze pe cine? Pe domnul Pricopie? L-a desemnat pe domnul Orban astăzi. O secundă, că mai avem, sigur. Bun, Sebastian Bădu, concluzia discuției. Românii... Concluzia discuției va fi să... Cine câștigă bătălia asta? E o bătălie de imagine. Nu știu. Unii au argumente, alții au alte contraargumente. Cineva va pierde, cineva va câștiga. Nu știu. Așa e în viață, da. Și în politică, da. Evident că nu poate să câștige ambele tabere. Evident că unul va pierde, unul va câștiga. În ce măsură? Nu știu. Depinde cum românii vor aprecia ca una dintre cele două tabere ca fiind vinovată pentru criză. Nu știu. Își mai revine PSD-ul? Poate să facă o... Nu știu, o... depinde, nu știu. Nu sunt profet. Mulțumesc pentru prezență. Discutăm despre justiție în a doua parte a emisiunii. Dana Gârbovan, președintele Uniunii Naționale Judecători din România, vine la Dosar de Politician. Discutăm despre pensiile speciale ale magistraților, despre greva din justiție și despre celebra secție specială, da, care urmează să fie desființată. Dar n-a fost desființată, chiar dacă domnul Predoiu se lăuda, pentru că n-a trecut ordonanța aia. Ați publicat-o, domnul Guran? Ați desființat secția? O să fie publicată. Da, o așteptăm cu mare interes. Despre justiția, așadar, în câteva momente. Mulțumesc pentru prezență, rămâneți alături de noi.